detectorii, știi? Fost polițist pasionat de istorie și arheologie, Vasile Papuc și-a cumpărat acum 4 ani un detector de metale cu care cutreieră dealurile și pădurile în căutare de comori istorice. Duminică se afla în teren alături de 2 prieteni când a avut parte de o surpriză. Am avut semnale frumoase care ne-au indicat prezența unor obiecte neferoase și săpând la o adâncime de aproximativ 30 de centimetri am găsit mai multe monede dispersate pe o suprafață de aproximativ 3 metri. În total, 22 de monede romane de argint, care cântăresc între 3,5 și 4 grame fiecare. Potrivit muzeografilor, denarii descoperiți au o vechime de peste 1800 de ani. Cel mai timpurii sunt aceste monede cu împăratul Hadrian. Știm că este Hadrian pentru că scrie toată titulatura imperială, Hadrianus Augustus. Însă secolul II după Hristos, cam cu acești bani, se puteau cumpăra aproximativ 22 de kg de carne, să spunem, 40 kg de pește, 10 litri de vin foarte bun sau vreo 3 perechi de încălțări. Pentru Vasile Papuc și prietenii lui, descoperirea de zilele trecute este de departe cea mai mare realizare de până acum. Comoara care am descoperit-o, așa zisă comoară, să fie percepută mai degrabă ca o comoară științifică care să aducă probe și informații în plus, istorie. Este un tezaur excepțional pentru că provine dintr-o zonă în care nu se cunosc descoperiri din această epocă. Practic umple un gol în istoria Maramureșului. Pentru pasionații de istorie și arheologie, detecția de metale reprezintă, înainte de toate, o ieșire din cotidian. E o plăcere, într-adevăr, pădure. Deci nu deranjează nimeni, gălăgie nu avem și ne simțim bine. Pe lângă denari, în Maramureș a fost găsit și un vârf de suliță din epoca medievală. Toate vor fi conservate de arheologi și ulterior vor fi expuse în cadrul muzeului. Potrivit reprezentanților Direcției pentru Cultură Maramureș, cei care găsesc artefacte au obligația de a le preda în termen de 72 de ore la primăria de pe raza localității unde au fost descoperite. O descoperire arheologică importantă a fost făcută întâmplător în Vâlcea. La Bujoreni a fost găsit un tezaur monetar getotagic din secolele al III-lea și al II-lea înainte de Hristos. Suntem în direct cu Oana Danciu de la TVR Craiova pentru a afla detalii despre comoară. Oana, bună dimineața! Bună dimineața, Radu! Tezaurul a fost descoperit într-o zonă de pădure de un localnic care vrea să-și păstreze anonimatul. Este compus din aproape 180 de monede de argint, în majoritate tetradrahme getodacice, care le reprezentau pe Filip al II-lea. Una dintre piese este o drahmă de pe vremea lui Alexandru cel Mare. Valoarea tezaurului nu a fost încă stabilită, dar cel care l-a găsit are dreptul la 30% din sumă. Reprezentanții Muzeului Județean Vâlcea spun că descoperirea a fost făcută întâmplător, nu într-un sit arheologic. Tot sperăm să găsim vreo așezare getotacică în zonă ca să putem să legăm acest tezaur de locul în care a fost descoperit. Vâlceanul care a descoperit comora trebuie să primească 30% din valoarea ei, iar aceasta va fi stabilită de specialiști. Toate monedele se află acum la muzeu. Pe față au un călăreț. Numismații spun că ar fi călărețul olimpic, alții spun că ar fi călărețul tracic, iar pe spate este chipul lui Filip al II-lea, regele Macedoniei. Oficialitățile din Bujoreni se tem însă că pădurea unde a fost găsit tezaurul va fi răscolită de localnici. E o zonă relativ de pădure și se spune că în acea zonă, pe vremuri, au fost niște drumuri făcute de daci, de car.
Monedele sunt din argint și cântăresc între 11,5 și 12,3 grame. Toate piesele sunt într-o stare de conservare excepțională. Monedele au fost descoperite într-o zonă de pădure din Bujoreni, de un localnic care vrea să-și păstreze anonimatul. Acum 2 ani, tot el și tot în această zonă a găsit 179 de piese de argint. Oficialitățile locale de la Bujoreni spun că este posibil ca pădurea unde a fost găsit tezaurul monetar să fie răscolită de localnici în căutarea unor noi monede. Orice lucru găsit și scos în valoare arată istoria noastră ca neam și țară. Și cred că este important a ne cunoaște istoria. Cele 5 monede care datează din perioada Geto-Dacă, secolele al III-lea și al II-lea, au ajuns deja în patrimoniul Muzeului Județean Vâlcea sub formă de donație, de la cel care le-a găsit. În perioada imediat următoare se vor face demersurile necesare pentru ca zona să fie încadrată în siturile arheologice. Această zonă este bogată în vestigii arheologice, de aceea la inițiativa primăriei din Bujoreni și a Muzeului Județean și Direcția Județeană pentru Cultură va face diligențele ca această zonă să fie încadrată, înscrisă în siturile arheologice și protejată. Piesele se ridică undeva la 100 de euro per bucată, dar de data aceasta descoperitorul nu a mai dorit nicio recompensă, le-a donat Muzeului Județean Aurelian Sacer Duțeanu Vâlcea pentru a reîntregi tezaurul din 2015. Colecția de monede dacice de la Muzeul Județean Vâlcea este una permanentă și are acum 184 de piese, cu o valoare estimată de peste 20.000 de euro.